Sfârșit tragic ieri dimineață pentru un bărbat în vârstă de 48 de ani din Ardusat, județul Maramureș. Acesta a murit pe loc după ce a fost izbit în plin de trenul care circula pe ruta Jibou-Dej. Incidentul a avut loc miercuri 23 martie, puțin înainte de ora 6, la limita dintre județele Cluj și Sălaj, în halta Căpâlna, informează dejanul.ro. Conform primelor informații, bărbatul intenționa să traverseze calea ferată, dar nu a observat garnitura de tren care venea de la Jibou și a fost lovit în plin de locomotivă. În urma apelului la 112, efectuat de mecanicul trenului, la fața locului s-a deplasat de urgență o ambulanță cu medic de la Dej, dar din păcate echipajul acesteia nu a mai putut face nimic pentru bărbat, acesta murind pe loc. Polițiștii prezenți la fața locului au stabilit că victima este un bărbat în vârstă de 48 de ani, fără domiciliu stabil, originar din Ardusat, județul Maramureș.